Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru luna decembrie. De data aceasta m-am hotărât să facem separat partea de astrologie și separat partea de tarot Așa că vă anunț cu mare drag că citirile pentru decembrie au apărut deja pentru toate zodiile, atât public cât și în comunitate. Acolo analizăm pentru fiecare zodie, fiecare domeniu de viață cam cum este. Și aici, în partea astrologică, vreau să vedem ce părere au astrele despre fiecare în parte pentru luna decembrie. Veți găsi și partea bonus pentru fiecare zodie în comunitate. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, discutăm despre dragoste pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație, vedem cum stați cu banii, cu munca, de asemenea vedem ce faceți de Crăciun, ce faci de Revelion și vedem și ce îți aduce solstițiul de iarnă. Deci foarte multe informații. Aici vreau să abordăm în mare parte cam despre ce este vorba în general și apoi vedem și pentru fiecare zodie. În primul rând, vin cu vești bune. Luna decembrie vine cu foarte multe rezolvări pentru toate semnele zodiacale. Este o lună bună, este o lună în care ușor, ușor lucrurile încep să se arate. Dacă am fost confuși, dacă ceva nu s-a întâmplat, dacă lucrurile nu au funcționat în luna noiembrie, pentru că vă spuneam că. A fost o ceață uriașă în noiembrie, iar luna decembrie vine cu soarele. Asta înseamnă că se clarifică foarte multe lucruri în decembrie. Putem să avem parte de succes, de reușite. Începem să vedem lucrurile fix așa cum sunt și cu siguranță vom înțelege foarte multe lucruri care s-au petrecut în noiembrie și pe care poate inițial nu le-am înțeles sau nu am vrut să le vedem. În sfârșit, luna decembrie repet vine cu rezolvări vine cu rezolvări, vine cu decizii importante pentru toată, toată lumea. Poate să fie și o lună de decembrie care aduce tot felul de adevăruri în fața noastră, avem tot felul de conștientizări și este clar că în această lună, repet, se rezolvă foarte multe lucruri, foarte multe lucruri legate de relațiile noastre cu ceilalți, foarte multe lucruri care poate nu au funcționat așa cum a fost să fie în, în noiembrie. Avem foarte multe aspecte pentru decembrie. În primul rând, vreau să menționez faptul că Mercur o să schimbe zodia începând cu 1 decembrie, se mută în Capricorn. Și de acolo să știți că o să retrogradeze, și în perioada 13 decembrie, 1 ianuarie 2024, Mercur va fi retrograd. Prima dată în Capricorn, apoi ajunge și în Săgetător. Așa că de sărbători îl avem pe Mercur retrograd. Nu e ceva neapărat negativ pentru că na, ne putem revedea cu rude, ne pot veni persoane din străinătate, mergem noi în anumite locuri, poate alții dintre noi începem și. Mai analizăm puțin anumite lucruri, dar, cumva, dacă vreți, nu este chiar un capăt de lume, din punctul meu de vedere. Doar că cei care vreți să plecați de sărbători prin străinătate sau prin alte locuri, trebuie să aveți actele în regulă. da, Trebuie să aveți actele în regulă, să vă asigurați că aveți tot ce vă trebuie la voi. da, asta nu e greu să verificați de două ori înainte să ieșiți din casă. Zic că nu e imposibil. Pe de altă parte, este o lună decembrie care vine și cu provocări, să știți, pe partea aceasta de drumuri, pe partea aceasta de ă, străinătate, însă, însă este o lună, ziceam eu, în care lucrurile ușor, ușor încep să se mai așeze, mai ales, repet, spre final de decembrie, când ușor, ușor planetele se mută în capricorn și deja intrăm într-o energie în care începem să vedem lucrurile mai clar, da, se întâmplă lucruri cumva mai concrete pentru fiecare în parte. Însă, așa cum ziceam, găsim soluții. Soluțiile, să știți că în decembrie vin fie prin a studia o situație și prin a vedea imaginea de ansamblu a unei povești, a unei povești de iubire, a unei colaborări. Poate soluția poate să vină din zona legală pentru cei mai mulți, da? și pe acolo găsim soluții. Luna decembrie, din punctul meu de vedere, este mult mai liniștită, mult mai liniștită față de cum a fost până acum. Ce mai vreau să menționez este faptul că în luna decembrie Neptun iese din retrogradare, este în mers direct începând cu 6 decembrie. Deci cu, cu siguranță cu toții vom primi tot felul de cadouri simbolice sau fizice și eu în preajma lui Moș Nicolae pentru cei care sărbătoriți. Pentru că, pentru că Neptun acolo fiind în mers direct, să știți că din nou se accentuează mesajul cum că începem să vedem lucrurile mult mai clar. Mult mai clar față de cum au fost până până acum. Bun, cred că atât în mare parte a, avem și o lună nouă pe 13 decembrie, care este foarte benefică, foarte, foarte benefică luna asta nouă din săgetător. Apoi avem o lună plină în rac, care din nou uite, poate să mai aducă niște schimbări în plan personal, în plan profesional, chiar dacă luna plină în rac, uite, se petrece a treia zi de Crăciun. Poate unii știu eu vă întoarceți la muncă, poate alții mai aveți niște discuții în casă, în familie, mai aveți ceva de rezolvat Pentru că e bine să reușim să rezolvăm multe lucruri, pentru că să știți că în anul 2024 va fi foarte ciudat Dacă vă amintiți de luna octombrie cum a fost pentru fiecare, cam a fost un thriller pentru 2024 și o să discutăm la momentul respectiv. Cumva v-aș recomanda să vă rezolvați problemele acum pe cât de mult se poate în decembrie, pentru că anul viitor nu prea vine cu o energie, să zic atât de benefică, da, legate de partea aceasta, mai ales de contracte, de legi, de acte. O să vedem anul viitor foarte multe procese care încep, foarte multe tensiuni din acestea legale, dar o să, o să discutăm anul viitor. Dar vă spun așa, da, ca să știți ce aveți de făcut în decembrie. E o lună frumoasă, să știți, o lună în care ușor ușor se mai rezolvă să zic așa lucrurile. Și Jupiter este din retrogradare, este adevărat, dar la finalul lunii decembrie, chiar de Revelion, dar nu e nu e nimic rău în asta. Da, până atunci, totuși, ne ajută. Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și, repet, dacă vrei o analiză pentru zodia ta, în care. Vedem exact zile bune, zile mai puțin bune pentru decembrie. Discutăm despre dragoste pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație. Vedem cum stați cu banii, cu munca. De asemenea, vedem ce se întâmplă exact în fiecare zi de Crăciun. Vedem unde petreci Revelionul sau care e atmosfera în viața ta de Revelion. Și, și, o să discutăm puțin și despre sorțițiul de iarnă. Deci te invit cu drag și în comunitate dacă ești interesat. Hai să vedem. Începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi este o lună decembrie, să zic așa, mai relaxată. Da? În primul rând, începeți să vedeți ușor, ușor lumina de la capătul tunelului. Este o lună în care va fi nevoie să vă faceți dreptate, va fi nevoie să rezolvați și vedeți voi foarte mulți bărbești veți fi foarte prinși în luna decembrie, fie pe călătorii îndepărtate, fie pe partea aceasta de străinătate, poate vă vin persoane în vizită, mergeți voi undeva. Iar dacă ești berbec, știu eu și ai de gând să călătorești undeva în afara țării tale, este recomandat să ai toate actele în regulă, să te asiguri că totul e ok. Și mai vin cu o veste bună și anume Venus intră în Scorpion începând cu 4 decembrie și stă acolo până la finalul lunii. Timp în care te va ajuta foarte mult să-ți mai rezolve acele probleme legate de cheltuieli, legate de economiile tale. Te ajută să-ți mai rezolvi probleme legate de o bancă, o moștenire, o împărțire de bunuri. Tot ceea ce ține de iubire, cine știe, pentru unii berbeci poate să fie un moment mai intens. Acum, da, Venus acolo un Scorpion nu e foarte drăguță, ca să zic așa, dar partea bună este că te mai liniștește, da? Probabil în luna noiembrie au fost tot felul de lupte, au fost mai agitații în jurul tău. Acum, gata, se mai clarifică uh, povestea. Unii bărbăci puteți să primiți în luna decembrie tot felul de vești bune care vin din partea instituțiilor publice, din partea... Uh, unor alte țări din zona aceasta a străinătății și interesant este că luna plină din RAC care se petrece spre final de decembrie te ajută să închizi o perioadă poate ciudată, poate o perioadă frumoasă legată de casă și de familie. Foarte interesant. Bun, hai să vedem acum pentru următoarea zodie. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi să știți că este o lună decembrie foarte interesantă. În primul rând, Venus schimbă Zodia, guvernatoarea voastră. Se mută în Scorpion și începând cu 4 decembrie până la finalul lunii, veți vedea o îmbunătățire în relațiile cu oamenii din jurul vostru. O să întâlniți oameni care vă vor ajuta. Pot fi oameni mai direcți, mai diferiți, poate pentru alți tauri, o să reușiți să întâlniți un partener potrivit în luna decembrie sau relația cu partenerul se poate îmbunătăți, relația cu persoanele de la locul de muncă. Acum, să știți că luna decembrie, cel puțin cam până prin preajma Crăciunului, să zic așa, dar și după, da, este o perioadă de tranziție, este o perioadă de schimbare pentru tauri, în care o să fiți și voi foarte concentrați pe tot ce ține de bănci, tot ce ține de mușteniri, de împărțiri de bunuri, schimbări pe care vreți să le faceți. Poate nu sunteți deschiși, dar ele, să zic așa, sunt, sunt soluția, iar unii taurii, cu siguranță, spre final de decembrie veți lua decizii foarte importante privind o relație de cuplu, privind munca, privind viața voastră la modul general vorbind. Da? E ca un fel de resetare pe care tu ți-o dai în decembrie, mai ales în preajma lunii noi, din 13, este o lună nouă care vine, este adevărat, cu o transformare, cu o schimbare foarte mare pentru tine. E un moment în care, nu știu, poate vrei să începi o nouă relație, poate te gândești că e cazul să abordezi puțin și partea asta spirituală a lucrurilor, că nu ți-ar strica. Și tot, uite, finalul lunii decembrie poate să te găsească pe drumuri sau poate să te găsească dornic de a face o călătorie, dornic de a. De a rezolva niște lucruri, da, pot fi și niște discuții ușor în Ok, apoi. Uh, Mercur spuneam că este în Capricorn și uite re retrogradarea lui începe pe 13 decembrie și între 13 și 23 decembrie trebuie să fii foarte mult atent pe călătoriile astea îndepărtate, în special pe zona de acte. Da? Foarte mulți tauri fie reluați anumite informații, fie ajungeți în locuri în care ați mai fost și începând cu 23 decembrie până la finalul anului, ți-aș recomanda o mai mare atenție în relația cu băncile și pe tot ceea ce ține de um, discuții din aceste aprinse care țin de bani, care țin de o afacere, cumva acolo se reiau niște negocieri, se reiau niște discuții sau poate chiar relația cu partenerul, așa cum spuneam, trece prin schimbări în luna decembrie. Da, cam atât în mare parte pentru Taur, deci o lună bună pentru voi, doar că așa cum ziceam, trebuie să vă deschideți în fața schimbărilor, pentru că este o lună în care apar destule schimbări pentru pentru toți și cu siguranță spre, spre finalul lunii decembrie începeți să abordați cuva diferit viitorul unei povești de iubire, viitorul vostru, relația cu prietenii. Cumva, dacă vreți, este o perioadă de maturizare pentru Taur. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pisicile iar au început să fie agitate, se aleargă pe aici prin casă, exact când am spus Gemeni. Da, așa că nu vor veni la filmare, că au treabă. Sperăm să nu dărâme pe aici. Cam așa e luna decembrie și pentru tine. Este o lună în care ai foarte, foarte, foarte multe lucruri de făcut. Cu siguranță vei reuși să rezolvi multe lucruri importante. Poate unii gemeni vă gândiți să vă mutați, vă gândiți să faceți niște schimbări mari în viața privată, tot felul de discuții pe care să știi că le ai în luna decembrie privind niște schimbări pe care vrei să le faci. Între 13 și 23 decembrie ți-aș recomanda o mai mare atenție în relația cu băncile și pe tot ceea ce ține de schimbările pe care vrei să le faci. Acum, clar, ți se cere să schimbi, doar că poate e bine să reorganizezi puțin lucrurile, să le reanalizezi, nu e neapărat nevoie să le rup de tot, și începând cu 23 decembrie până pe 1 ianuarie, e bine să fii puțin atent pe relațiile cu ceilalți că acolo fie vei avea tu tendința să te întorci la niște iubiri de prin trecut, fie pentru alți gemeni, o să aveți tendința să vă întoarceți la foști colaboratori sau vă treziți că vă caută foști clienți, deci tot felul de chestiuni de genul acesta. Acum problemele alea care au fost în noiembrie legate de muncă, legate de sănătate, legate de rutina ta zilnică, să știi că se mai rezolvă. Da? Începând cu 4 decembrie până spre finalul lunii, deci acolo e de bine. Chiar dragostea poate să apară pe la muncă sau știu eu se îmbunătățește relația cu partenerul în, prin niște activități comune pe care le faceți. Apoi, pentru tine există o foarte mare posibilitate în decembrie fie să cunoști oameni noi, fie să îți faci o nouă poveste de iubire, fie să începi un nou parteneriat, să semnezi un nou contract, deci cumva ești foarte bine susținut pe partea aceasta. Și mai mult decât atât, uite, spre final de decembrie cu siguranță primești foarte mulți bani, dai bani la rândul tău, dar cumva foarte mulți gemeni reușiți să finalizați anul într-o notă pozitivă. Nu luați decizii radicale, repet, în perioada 23 decembrie, 1 ianuarie 2024, că nu este ok. Și bineînțeles că Neptun acolo este în mers direct pentru tine, începând cu 4 decembrie. Asta înseamnă că se mai clarifică în decembrie acele situații legate de statutul tău, cariera ta, se mai clarifică acele lucruri legate de responsabilitățile pe care le ai, ți-am zis că Saturn acolo e, e intens. Și tot începând cu 4 decembrie o să simți ușor, ușor că Neptun stă în mers direct o perioadă bună, dar începi să simți dacă se clarifică lucrurile. Poate în relația cu un șef, poate ceva legat de statutul tău, de situația în care te afli, cumva începi să vezi lucrurile mai, mai clar. Mai clar. O lună decembrie în care, da, pot apărea și mici-mari provocări pentru gemeni, mai ales pe plan relațional, și aici mă refer la toate tipurile de relații. Zodia Rac. Dragi, raci, pentru voi este o lună decembrie în care vă puteți da o resetare la muncă. Acolo puteți să găsiți un nou loc de muncă sau puteți să vă băgați într-un nou proiect, puteți să faceți o nouă colaborare. Cu siguranță, acolo apar activități noi. Pe de altă parte, începând cu 4 decembrie până la finalul lunii, se îmbunătățește relația cu un copil, relația cu persoana iubită, o poveste de iubire. Cumva, foarte mulți săraci, începeți să deveniți mult mai norocoși, și cu siguranță este o perioadă foarte bună pentru tine în care o să te relaxezi, o să te simți bine, o să ții foarte mult la confortul tău din punct de vedere emoțional. Mercur și pentru tine retrogradează. În primul rând, între 13 decembrie și 23 decembrie, mare atenție pe muncă, pe ceea ce comunici acolo, pe știu eu, partea aceasta medicală, încearcă să vezi două păreri sau încearcă să exprimi cu adevărat da, ce simptome ai, adică măcar scrieți pe o bucată de hârtie să, să, să știi exact ce uh, spui. Da, acolo, dacă e să mergi și um, unii raci, cu siguranță, vă revedeți cu foști colegi de la muncă în perioada respectivă sau e bine. Pe de altă parte, să fiți atenți la ce comunicați pe muncă, da ce spuneți. Um, poate spuneți ceva care nu e potrivit și după aia vă treziți că nu e ok și. Um, trebuie să fiți atenți oricum până pe 1 ianuarie și pe relațiile voastre. Deci relațiile cu oamenii din jurul vostru, munca, toată, toată zona aceasta trebuie să gândiți puțin de două ori. Cu siguranță în luna decembrie foarte mulți raci veți reuși să luați decizii importante privind relațiile voastre. Chiar spre final de decembrie cumva este un moment de apogeu pentru tine în care îți dai seama cam cum stau lucrurile în viața ta. Și Neptun este în mers direct începând cu 4 decembrie, începând cu 6 decembrie, și începând cu luna decembrie, tu vei avea o relație mult mai puternică cu planul divin, se mai liniștesc anumite Ape, se mai clarifică puțin mintea ta în legătură cu străinătatea, în legătură cu planul spiritual, în legătură cu zona studiilor superioare. Dacă vrei, începi să vezi lucrurile din ce în ce mai clar. Da? E foarte mult de muncă în luna decembrie, asta vreau să-ți menționez, dar munca asta poate să fie și în casă, dacă... Na, te pregătești pentru sărbători. Nu e neapărat nevoie să se întâmple nu știu ce chestie urâtă. Da? Pentru alți rați, fiți puțin atenți să nu vă accidentați, nu vă gândiți la chestii mari, mă refer când faceți mâncare, curățenie, dar nu, nu exagerați totuși și dacă simțiți nevoia de odihnă în luna decembrie, tare bine ar fi să mai apelați și la odihnă că nu stați singuri în casă, mai cereți și voi ajutorul oamenilor din jurul vostru pentru că vor fi cu siguranță acolo și vă vor ajuta. Zodia Leu. dragii lei, pentru voi luna decembrie e despre dragoste, e despre iubire, despre afaceri, despre creativitate și foarte mulți lei aveți ocazia fie să vă dați o resetare în relația de cuplu, fie să cunoașteți o nouă persoană, fie să vă apuce acum dragostea, spuneți gata, uite, hai, persoana asta îmi place, ne băgăm în relație respectivă. Treaba voastră ce faceți. Pentru unii lei, nu știu, poate vă doriți un copil și vă apucați de treabă. Da, vedeți că aveți foarte mari șanse în luna decembrie, însă veți fi foarte pasionali, foarte energici, o să vreți să vă distrați, să vă relaxați. Interesant este că începând cu 4 decembrie până la finalul anului, se mai rezolvă acele probleme legate de casă, de familie, de viața privată. Cumva, probabil în noiembrie nu a fost foarte plăcut pentru voi din acest punct de vedere, dar gata, Ușor, ușor se mai rezolvă treburile, dragi lei. Vești bune vin pentru voi spre finalul anului pentru că e un moment în care reușiți să vă eliberați acolo de o povară, reușiți să vă eliberați de ceva care știu eu v-a mâncat foarte multă energie sau reușiți să vă eliberați de ceva care nu vă era benefic. Și interesant este că încep să se rezolve ușor ușor spre finalul anului și acele probleme legate de muncă, da? munca începe să arate altfel și v-aș recomanda vouă între 13 și 23 noiembrie Fiți puțin atenți ce comunicați cu persoana iubită, fiți puțin atenți ce contracte semnați, ce colaborări știu eu, rog, aveți, pentru că trebuie să fiți foarte atenți. Da? Trebuie să fiți foarte atenți. Pe de altă parte, vă poate apuca dragostea da, față de un prieten, față de un colaborator, nu știu, vă apucă acolo, poate cândva, nu ați avut nicio treabă. Și acum spuneți ei, dar parcă e interesant, parcă, parcă aș vrea, să, aș, vrea așa să, să cunosc mai bine persoana asta sau situația asta. Între 23 ianuarie și 1 decembrie, la fel, mare atenție pe toată zona aceasta. Da? o să fie o retrogradare ciudată a lui Mercur care vă trezește puțin la realitate. Da? Vă trezește puțin la realitate, mai ales dacă e să discutăm de muncă, dacă e să discutăm de modul în care trebuie să, să abordați puțin lucrurile. Da? Cumva trebuie să vă și placă ceea ce faceți, să faceți din pasiune și să abordați lucrurile la nivel înalt. Da. Bun. Deci o lună decembrie destul de interesantă, aș spune eu, pentru tine, în care ușor, ușor, așa se mai, se mai rezolvă din, din lucruri. Și Neptun este în mers direct începând cu 6 decembrie. Asta înseamnă că încep să mai rezolvi din acele probleme legate de bănci, legate de uh, spiritualitate. De ce nu? Pentru foarte mulți lei vedeți că vă crește mult intuiția, vă crește dorința de a explora, de a vă bucura de viață. Asta e de bine, doar că cumva Neptun acolo vă ajută să vedeți foarte clar ce trebuie închis și ce nu, că niște schimbări le aveți de făcut, poate nu ați știut ce să faceți, poate ați fost într-o stare de confuzie, însă se rezolvă lucrurile. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, este o lună decembrie în care atenția pentru voi e pe casă, pe familie, pe viața privată, cumva acolo faceți tot felul de drumuri, aveți tot felul de discuții, vă împărțiți în toate direcțiile, numai ca să fie bine pentru toată lumea și asta ne bucură pe toți. Este o lună decembrie în care, uite, până pe 13 decembrie ești foarte bine susținut pe relația cu un copil, relația cu persoana iubită, poți să cunoști pe cineva, faci drumuri în locuri foarte dragi sufletului tău, rezolvi tot felul de situații, dar între 13 și 23 decembrie pare atenție pe ceea ce comunici în relația cu partenerul de viață. Vezi că se pot întoarce iubiri de prin trecut, vezi că se reiau niște discuții privind o căsnicie, privind statutul relației, Aici trebuie să fii puțin atent, aș spune eu, și mai ales dacă te gândești să semnezi vreun contract sau să faci vreo colaborare, nu e cel mai bun moment din lume, mai așteaptă. Între 23 decembrie și 1 ianuarie, uite că acolo îți pot veni niște musafiri în vizită pe care nu i-ai mai văzut de mult timp. Vezi că pot apărea și mici mari înțelegeri în relațiile cu rudele, în relațiile cu familia, nu sunt chestii mari, nu-ți imagina, în orice familie mai există și înțepături, mai există și chestii de genul. Dar de data asta nu știu dacă ești tu implicat sau nu, depinde de situație. Mai vin cu o veste bună și anume Venus se mută în Scorpion și acolo te ajută să-ți mai rezolvi acele probleme legate de comunicare, acte, tot ceea ce ține de vecinii tăi. poate dragostea apare prin vecini sau știu eu comunici mai mult despre dragoste, despre plăcerile tale. Chiar o lună decembrie e bună pentru fecioară și pe negocieri. Deci dacă aveți ceva de negociat, fie că e ceva banal, fie că e ceva important, sunteți enorm de bine susținuți. Și în preajma datei de 13 decembrie, unii e posibil să aflați că apare un nou membru în familie. Da? Nu neapărat tu să faci un copil, nu știu, afli că e devii mătușă, că devii unchi, că nu știu, nu știu care din familie da, urmează să nască, sau poate naște, nu știu. Deci pot fi și chestiuni de genul acesta, iar unii poate vă gândiți la o schimbare prin casă, vă gândiți să vă cumpărați lucruri noi sau poate vă gândiți serios să vă mutați alții, că sunteți într-o astfel de perioadă. Spre final de decembrie, niște decizii importante care văd eu că se iau în legătură cu relația cu persoana iubită, relația cu un copil, viitorul tău, e un moment acolo în care trebuie să iei niște, niște decizii. Da? Și Neptun este în mers direct începând cu 6 decembrie și te ajută acolo să vezi în sfârșit mult mai clar care e treaba cu relațiile tale că e vorba de clienți, că sunt oameni din jurul tău, că sunt colaborări, că e vorba de partenerul de viață, lucrurile încep să arate altfel. Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi luna decembrie e bună pe, să zic așa, comunicare, pe drumuri, pe acolo o să stați, dar prin preajma casei, mai mergeți la o rudă, vă mai vin persoane în vizită, unii poate aveți foarte multe drumuri de făcut, dar ce v-aș recomanda, Atenție pe mașini sau pe drumuri în decembrie pentru voi. Nu zic acum că se întâmplă nu știu ce lucru, dar fiți atenți să respectați legea, să nu luați vreo amendă, să conduceți prudent, să treceți pe verde da? și așa mai departe. Acum, uh, Venus guvernatoarea voastră se mută în Scorpion și stă acolo toată luna decembrie, timp în care te ajută să ți îmbunătățești finanțele, da? îți mai vin bani, mai primești reduceri, poate știu eu te duci să îți cumperi ceva și ai o abilitate născută să negociezi și obții chiar un preț foarte bun și tot luna decembrie vine cu o îmbunătățire pentru tine legată de stima de sine. Și asta ne bucură pe toți. Bineînțeles că tot luna aceasta vine cu mercur retrograd, ziceam, chiar de sărbători. Și între 13 și 23 decembrie Acolo se pot relua niște discuții în casă și în familie privind niște acte, privind o schimbare, privind un drum. Poate pentru alții, nu știu, vă vin persoane în vizită pe care nu le-ați mai văzut de nu știu cât timp sau vă apucați și călătoriți voi în anumite locuri. Și între 23 decembrie și 1 ianuarie, mare atenție pe drumuri: drumuri scurte, mare atenție pe mașini, mare atenție pe nu știu, să nu vă luați mașina atunci sau mare atenție, nu știu ce schimbări faceți pe la o mașină, nu faceți chestii radicale. Da? Și e foarte important, repet, 23 decembrie, 1 ianuarie, să respectați legea. Da? Nu am nimic cu voi, doar vă spun ca și avertisment. Și dacă respectați legea, e ok, tot înainte, totul e bine și frumos. Niște discuții care se reiau acolo, să știți, în relația cu rudele sau niște discuții legate de acte pentru alții în perioada respectivă. Și bineînțeles că în luna decembrie, nu știu, unii e ca și cum vreți să faceți niște cursuri noi, vreți să semnați un contract nou, vreți să abordați lucrurile diferit. Și spre final de decembrie, dragi Balanțe, să știți că apare o schimbare acolo pentru voi, poate o decizie importantă pe care o luați, privind niște responsabilități pe care le aveți, privind o relație oficială privind relația cu șefii. Acum, na, e o decizie acolo, știți cum, legată chiar și de partenerul de viață pentru unii. Unii hotărâți, gata, mă căsătoresc, alții spuneți, gata, mă despart sau găsiți pe cineva și spuneți, uite, persoana asta e potrivită, mergem, da, mai departe. Neptun iese din retrogradare, este în mers direct în luna aceasta, ceea ce înseamnă că încep să vezi ușor, ușor, mult mai clar munca, rutina zilnică, starea de sănătate, încep să-ți organizezi acolo lucrurile mai bine, încep să vezi mult mai bine foarte multe uh, situații din viața ta. Da, din viața ta. Bun. Cam atât, deci eu o lună decembrie, aș spune eu, foarte interesantă pentru balanțe, o lună decembrie în care se mai rezolvă ușor, ușor anumite lucruri, iar spre finalul lunii, vedeți că atenția este foarte mult pe casă, pe familie, pe viața privată, pe trecut, v-am zis, acolo mai aveți lucruri de rezolvat. Da? De rezolvat. Și este o lună decembrie în care, uite, dacă era într-o situație în care nu știai ce să faci, în care tot ai stat, ai analizat pe toate părțile, uite, poți să iei niște decizii cam radicale, aș zice eu, dar benefici, da? Benefici. Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, vin cu vești bune și anume Venus intră în zodia voastră începând cu 4 decembrie, stă acolo toată luna, timp în care vă ajută foarte mult. În primul rând deveniți irezistibili pentru ceilalți, indiferent de vârstă, indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Vei exercita așa o atracție hipnotică asupra celorlalți, așa că folosește-te de acest statut dacă ești Scorpion singur sau chiar dacă ești într-o relație. E un moment în care foarte mulți scorpioni ați stat, ați ținut și acum spuneți gata, dau pe față sentimentele, dau pe față relații. E, e de bine pentru voi, dar Venus acolo vă aduce noroc, vă aduce frumusețe. Însă și Neptun este în mers direct, începând cu 6 decembrie. Asta înseamnă că se mai clarifică acolo o poveste de iubire, plăcerile tale, relația cu un copil, chestiuni legate de o afacere. Ușor, ușor încep să vezi și tu mult mai clar lucrurile, încep să vezi lumina de la capătul tunelului, nu de pe 6 decembrie încolo, începând cu 6 decembrie, multe luni de zile de, de acum încolo, că Neptun o să stea o perioadă mai bună în mers direct, deci reușești să, să vezi lucrurile. Uh, mulți scorpionă o să vă mai îmbunați așa în decembrie, spuneți, mai lasă de la mine sau alții din contră o să spuneți că nu știu, o să vă doriți mai multă apreciere, o să vă doriți mai mulți bani, o să doriți să fiți mai mult în centrul atenției, pentru că na. Și vedeți că o să și reușiți. Deci vedeți ce vă puneți în cap în decembrie, că vă și este. Na. De preferat ar fi să fie lucruri pozitive atât pentru voi cât și pentru ceilalți, ca să nu intrați în niște energii nepotrivite, că na, sincer, karma nu e pe cea mai bună poziție astrologică din lume. Acum, um, Mercurs spuneam eu că retrogradează, începând cu 13 decembrie până pe 23 decembrie. Mare atenție și voi pe drumuri, pe mașini, pe relația cu rudele, acolo se pot relua niște discuții. Alți scorpioni, poate voi sunteți cei care vreți să reluați o anumită discuție cu partenerul, cu o rudă, cu un vecin, cu cineva anume, sau vă gândiți să reluați niște studii. De ce nu? Uh, între 23 de decembrie și 1 ianuarie, mare atenție pe bani, scorpioni, pentru că acolo nu e cel mai bun moment din lume să faceți investiții sau să uh, vă apucați să analizați voi mult mai bine da, cât sunteți plătiți, cu cât sunteți plătiți și cum sunteți apreciați. Da, veți fi puțin provocați pe această parte, este adevărat, uh, dar se, se rezolvă lucrurile, uite, chiar spre finalul anului 29 decembrie, da venus intră în săgetător și o să simți așa o îmbunătățire financiară, o îmbunătățire legată de stima de sine, de viața ta și interesant este că pentru unii scorpioni luna decembrie vine cu o nouă sursă de venit vine cu un nou mod prin care abordezi banii, de ce nu și finalul lunii decembrie dragi scorpioni vă găsește, nu știu, fie într-o călătorie, fie vă găsește. Cu o dorință mare de a închide ceva anume, poate e ceva legat de niște acte, poate pentru unii scorpioni vă gândiți serios, mai renunțați la anumite idei pe care le aveți, dar alții o să vedeți prin oameni spre final de decembrie și. O să luați niște decizii destul de puternice, aș zice eu. A aș zice eu. În a doua parte a lunii decembrie, atenția e mai mult pe rude pe casă pe eu, pe viața privată, dar ușor, ușor se mai, se mai rezolvă lucrurile. Da? Foarte interesant. Cred că am abordat tot ce mi-am propus. Da, și este o lună în care, așa cum am zis, atenția voastră o să fie foarte mare pe bani, da? pe bani, pe valoare personală. Și v-am zis, vedeți ce vă propuneți că și obțineți, dar nu mai să fie lucruri bune. Zodia săgetător, dragi săgetători, ai că se mai liniștesc apele la mulți ani, vă spun dacă vă sărbătoriți ziua de naștere în decembrie sau poate cine știe, vedeți filmarea în noiembrie și tot ziua voastră de naștere e acum. Este o lună decembrie în care spuneam eu că se mai clarifică lucrurile. În primul rând, Neptun este în mers direct, începând cu 6 decembrie. Și asta pe tine te ajută foarte mult să vezi lucrurile mult mai clar. Începând cu 6 decembrie, multe luni de zile, dar acum apar niște chestii. Apar acele steluțe, apare lumina de la capătul tunelului sau chiar răsare soarele, cine știe pentru unii săgetători. Pe chestiuni legate de casă, familie, teren, moștenire, viața ta privată, uite și partea de intuiție începe să funcționeze mai bine. Și asta e ok. Toată luna decembrie, da, de pe 4 decembrie până pe 29 ești protejat, deci ai o protecție divină, ai o protecție divină. Uh, poate să fie și o lună decembrie în care nu o să vrei să te expui atât de mult, fie sti povestea de dragoste mai ascunsă, fie pentru unii săgetători mai întâlniți pe cineva, sunteți interesați să faceți niște schimbări, dar cumva le țineți așa mai secrete, mai ascunse și veți fi foarte misterioși, bineînțeles, în luna decembrie. V-aș recomanda o mai mare atenție pe cheltuieli în decembrie, mai ales în perioada 13-23 decembrie. Uh, înțeleg, na, când spun cheltuieli, mă refer, nu știu, că luați cadouri cuiva, că aveți facturi de plătit, că faceți cumpărături pentru Crăciun. Fiți puțin atenți acolo, da. nu tot ceea ce strălucește este din aur. Da. Și între 23 decembrie și 1 ianuarie, mare atenție ce comunicați voi. Da. Mare atenție ce comunicați. Uh, începeți vă dați seama că vă doriți altceva, începeți să. Uh, Uh, nu știu, să fiți mai mult închiși așa în voi, în plăcerile voastre, deși, deși este o lună decembrie în care puterea e la voi. Și este o lună decembrie în care foarte mulți săgetători să vă concentrați mult pe propria persoană. Și o să vreți să fiți în centrul atenției, o să vreți să fiți apreciați și aveți șanse să se întâmple asta, bineînțeles. Spre final de decembrie, fie vă apar bani, fie să mai clarifică lucrurile din punct de vedere financiar, începeți să vă simțiți altfel, începeți să abordați lucrurile diferit și uh, uite, luna nouă care se petrece pe 13 decembrie. Deci, dacă ești săgetător născut în preajma acelei zile, o să simți foarte intens. Luna asta nouă e benefică, e un moment de resetare, aș zice eu, la nivel de spirit, la nivel de suflet, un moment în care spui vreau să fiu alt săgetător da? și o să fii alt săgetător. Finalul lunii decembrie, în schimb, poate să vină fie cu niște cheltuieli, fie cu niște decizii destul de puternice legate de o moștenire, legate de o bancă, o sumă de bani, o casă, un teren. Cumva acolo ceva se, se închide pentru tine. Nu știu dacă am abordat tot ce mi-a propus. Cred că da, o lună decembrie foarte interesantă, aș zice eu pentru tine, în care să știi că vei găsi rezolvări, dar și prin partea asta practică a lucrurilor. Zodia capricorn. Dragi capricorni, ce să vă zic, vă zic în primul rând la mulți ani, dacă sunteți capricorni de decembrie, dacă sunteți de ianuarie, tot vă zic la mulți ani, că dacă tot v-am prins aici la filmare. Uh, pentru voi este o lună foarte interesantă. În primul rând, Venus se mută în Scorpion și stă acolo aproape toată luna decembrie, timp în care dragostea poate să apară printre prieteni sau se îmbunătățește comunicarea cu prietenii, mergi la petreceri, mergi la evenimente importante, ai tot felul de, de lucruri plăcute acolo și bineînțeles că viitorul relației cu partenerul începe ușor- ușor să se mai liniștească. Neptun este în mers direct începând cu 6 decembrie, iar asta înseamnă că începând cu acea dată, timp de câteva luni de zile de acum încolo, vei începe să vezi mult mai clar tot ceea ce ține de studii, de acte, de drumuri, relația cu rudele, acolo lucrurile încep să devină ceva mai clare, ceva mai liniștite și dacă vrei, uite, minunea prin decembrie de acolo poate să vină. Da? Te pot ajuta oamenii ăștia foarte, foarte mult. Prima parte a lunii decembrie nu e, cum să spun eu, n ai energia necesară. n ai tu foarte multă energie, poate apar multe lucruri de făcut, poate nu știi cum să le rezolvi. Îți spuneam eu că este o perioadă bună pentru tine, da, în care poți să-ți faci o operație pe suflet, da, și să scoți acele traume sau neapărat să le scoți, cum nu prea de acord de o chestia asta cu vindecările și cu că toate sunt cu un rost, că e pe post de benzină trauma aia, dacă nu aveai, nu era aici, cu siguranță, da. Depinde acum și ce faci cu ea, că poți să o sublim, poți să te joci frumos sau poți să o lași să te tragă în jos. E, cam asta trebuie să vezi ce faci. Da? Cu toții avem astfel de lucruri, nu ești doar tu. Dar pe de altă parte ce aș recomanda în decembrie e mai multă odihnă, cel puțin în prima parte. În a doua parte îți mai recapeți energia, e totul mai ok, chiar de sărbători ești mai energic, dar uite că Mercur retrogradează în zodia ta între 13 și 23 decembrie, timp în care trebuie să fii puțin atent la ceea ce comunici, la ceea ce vorbești cu oamenii din jurul tău. Trebuie să ai o mai mare atenție privind modul în care te exprimi, dar aș merge mai mult pe ideea că mulți capricori nu vreau să comunicați atât de mult între 13 și 23 decembrie. În schimb, între 23 decembrie și 1 ianuarie, Mercur este tot retrograd, dar trece pe ultima casă astrologică și e un moment bun acolo să reiei niște rugăciuni, niște meditații, niște studii pe care poate le-ai făcut cândva. Poate pentru alți capricorni e un moment bun să mai reanalizați puțin o situație, să reluați niște studii, niște cursuri. Poate știu eu, vă gândiți să vă schimbați locul de muncă și atunci E un moment bun pe așa ceva, dar totuși aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate, în sensul că luați vă odihniți că sunt sărbătorile și pentru voi, da, nu doar pentru unii. O lună decembrie care vine cu o oarecare resetare pentru pentru Capricorni, ca și cum deodată așa te trezești peste noapte, poate în jurul datei de 13 decembrie, fie tu te trezești deodată, fie afli un adevăr pentru că ți-am zis Lucrurile încep să arate altfel cu roata destinului și cu soarele, se mai liniștesc apele. Te trezești așa deodată și spui gata, de mâine nu mai fac chestia asta. Finalul lunii decembrie, să știi că vine cu niște decizii care se iau privind relațiile tale. Fie este vorba despre un final al unei relații, fie este vorba despre o perioadă în care intri în contact cu foarte mulți oameni, dar cumva, dacă vrei, decizia e la tine. Și, mulți capricorni, cine știe, poate vă puteți elibera din niște chestii toxice ca să vă găsiți și voi fericirea în luna decembrie. Aveți ocazia să faceți și asta. Spre final de decembrie, veți da dovadă de o înțelepciune foarte mare și veți vedea lucrurile mult mai clar, veți conștientiza foarte multe lucruri și e foarte, foarte interesant. Da? Dar, repet, Totuși, pe de altă parte, fiți puțin atenți și ce comunicați între 23 decembrie și 1 ianuarie să nu ziceți vreun secret sau să nu spuneți ceva ce nu e la locul său. Zodia Vărsător. Dragi Vărsători, o lună de decembrie în care intrați în contact cu foarte, foarte mulți oameni. Este o lună decembrie destul de puternică pentru voi, poate să chiar și pozitivă, însă vreau să încep cu Venus care intră în Scorpion începând cu 4 decembrie, stau acolo până la finalul anului, până pe 29 decembrie, e timp în care îți aduce îmbunătățiri la muncă, în relația cu șefii, în relația cu instituțiile statului. Începi să te afirmi, te simți bine, mai clarifică o poveste de iubire, se... Nu știu, e un moment în care poate să apară dragostea nu știu, cu un șef sau cu o persoană importantă, unii vă oficializați relația și așa mai departe. Poate primiți o avansare, știu eu, vă sunteți apreciați mai mult. Și interesant este că Neptun este în mers direct începând cu 6 decembrie, sta acolo în mers direct o perioadă bună, timp în care te face să-ți mai rezolvi acele probleme legate de bani, legate de aprecierea pe care o ai față de tine, legate de ideea aceasta cât te apreciază ceilalți. Și este o perioadă mai bună, aș zice eu, doar că trebuie să fii și tu puțin atent totuși pe, pe cumpărături, da? nu, nu exagera. Mercur retrogradează, ziceam eu, și în perioada 13-23 decembrie poate mulți vărsători începeți să și aveți perioade așa în care nu știu, vorbiți cu voi, faceți tot felul de meditații, faceți o introspecție, începeți să reanalizați puțin anumite lucruri, vă apucă dorul de o fostă iubire, dorul de un copil, începeți să nu știu, să experimentați tot felul de amintiri de prin copilărie, indiferent ce vârstă ai, da? îți amintești că uite, când eram copil, mâncam plăcintă nu știu de care și făceam nu știu ce și mergeam acolo. Nu sunt chestii neapărat negative, da? Să intrați în contact cu persoane pe care nu le-ați văzut de foarte mult timp, fie fizic, fie online, dați de ei pe un site de socializare. Dar trebuie să fiți atenți și pe drumuri și pe ceea ce comunicați. 13 decembrie, 23 decembrie și de pe 23 decembrie până pe 1 ianuarie, fiți puțin atenți pe ceea ce postați pe site-urile de socializare, fiți puțin atenți pe relația cu prietenii, ce spuneți acolo, ce se întâmplă, poate vă apucă dragostea și pe voi de un prieten care la momentul când l-ați cunoscut, l-ați băgat în seamă și acum vă apucă dragostea. Fiți puțin atenți pe partea aceasta. Reluați niște discuții cu niște oameni, poate. Însă, vedeți că până cam pe 22 decembrie aveți energie, da? intrați în contact cu mulți oameni, vă faceți planuri de viitor, cunoașteți oameni faini, vă mai înțepați așa cu prietenii, dar după 22 decembrie încolo vedeți că vă piere energia și atunci trebuie să stați puțin așa voi cu voi. Să vă mai odihniți, că până la urmă sunt sărbătorile pentru toată lumea, cred că meritați și voi puțin o odihnă, zic. Nu? partenerul de viață nu știu poate stracă pentru o perioadă ciudată începând cu luna, începând cu finalul lui decembrie, însă foarte mulți vărsători veți face tot felul de schimbări spre final de decembrie legate de muncă sau legate de stilul de viață, poate legate și de starea de sănătate. De ce nu posibil și acest și acest lucru tot luna decembrie? Undeva pe la mijloc, uite, ai ocazia să cunoști oameni noi, să îți faci prieteni noi, să-ți faci noi planuri de viitor și asta e ok și foarte bine susținut și cu siguranță finalul lunii decembrie și finalul anului te găsește cu niște conștientizări foarte, foarte, foarte mari și o dorință de a sta puțin tu cu tine. Și credem că ți-ar prinde extraordinar de bine toată această situație. Zodia pești. Dragi pești, Neptun, guvernatorul vostru, este în mers direct începând cu 6 decembrie. Asta ne bucură pe toți. Începând cu 6 decembrie, în sfârșit, încep să vezi și tu lucrurile mai clar. Îți crește intuiția. Dar, repet, încep să te trezești puțin și la realitate privind viața ta, privind situația în care te afli. Um, Veste bună e că pe 4 decembrie Venus intră în Scorpion și se mai rezolvă acele probleme legate de studii superioare, acte, tot ceea ce ține de călătorii îndepărtate, tot ceea ce ține de relația ta cu Divinitatea. Cumva o să vezi o îmbunătățire în luna decembrie din acest punct de vedere, și cine știe, dragostea poate să apară pe undeva pe la distanță sau poate chiar. Încep să înveți mai multe lucruri despre dragoste, despre chestiuni de genul acesta. Toată luna decembrie să știi că vei ieși foarte mult în evidență, vei fi foarte bine susținut de către oamenii din jurul tău. Poate să fie și o lună decembrie puțin agitată în relația cu șefii sau în relația cu instituțiile statului, în relația cu părinții. Pot fi și niște responsabilități pe care trebuie să le onorezi și simți acolo mici mari tensiuni, dar ele se, ele se rezolvă, o să simți o îmbunătățire cumva spre final de decembrie, când atenția o să fie foarte mare pe prieteni, vei intra în contact cu mulți oameni, stai foarte mult online. Și bineînțeles că luna nouă din Săgetător poate să se aducă o resetare din punct de vedere al carierei, din punct de vedere al statutului. Cumva ești alt pește în societate, ești altă persoană, se întâmplă acolo lucruri. Și finalul lunii decembrie vine cu o hotărâre destul de importantă privind o poveste de iubire, privind un copil, privind relația pe care o ai tu cu anturajul. Poate unii pești puneți capăt acolo la ceva important, poate vă găsiți pe cineva și în sfârșit vă găsiți liniștea pentru alții. Mercur retrogradează. Între 13 și 23 decembrie trebuie să fiți puțin atenți pe ceea ce postați pe site-urile de socializare. Atenție puțin pe comunicarea cu prietenii. Acum, pentru alți pești, ca și cum reluați niște discuții cu niște prieteni sau ce ați făcut anul trecut, poate faceți și anul ăsta. Cumva vă revedeți cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp. Reanalizați puțin planurile voastre de viitor, vă reorganizați acolo anumite lucruri și între 23 decembrie și 1 ianuarie trebuie să fiți foarte atenți ce anume spuneți de față cu oamenii. Da? Din nou, deci ce postați pe site-urile de socializare? Ce afirmați în spațiul public? Sunteți cu niște oameni, sunteți cu niște prieteni și ați zis ceva și poate nu trebuia spus sau poate trebuia să reanalizați puțin situații. Se pot relua acolo niște discuții cu șeful, cu părinții, cu partenerul de viață, poate aveți niște drumuri importante de făcut spre final de an, poate la o instituție publică, poate cine știe, niște drumuri în locuri foarte cunoscute, dar cumva le-ați mai făcut cândva, poate acum doar vă întoarceți și cu siguranță finalul anului vă găsește cu o înțelepciune foarte mare, finalul anului vă găsește foarte bine susținuți pe relația cu prietenii pe viitorul vostru, cumva pești intră în 2024 foarte hotărât și spuneți gata, eu știu ce vreau să fac. Vreau să mă duc acolo, vreau să fac asta, vreau să fac cealaltă, nu mă interesează, eu iau decizii. Da? Și cumva nu o să mai fiți atât de ușor de, de influențat spre final de decembrie și asta mă bucură foarte, foarte tare, sincer. Foarte tare mă bucură. Tensiunile, na, v-am zis, se mai pot menține cu șefii, cu autoritățile. Vedeți, luați și respectați legile și voi în decembrie că ușor, ușor se simte și energia lui ianuarie, că e ciudat anul următor, o să discutăm la filmarea pentru 2024, dar momentan... Da, e bine să respectați legea, să fiți asumați, să fiți sinceri și, repet, spre final de decembrie e foarte mulți pești, veți lua decizii foarte importante în care o să vă puneți pe primul loc și o să spuneți, uite, mie îmi place asta, ție îți place cealaltă, ok, nu se mai poate, tot ne despărțim drumurile. Alții poate, nu știu, vă treziți că sunteți părinți, sunteți bunici, posibil și acest lucru și atunci, din nou, e ceva ce vă maturizează, ce vă responsabilizează alții pur și simplu luați decizii importante, în general vorbind privind plăcerile voastre, privind viața voastră, nu îi mai lăsați pe ceilalți să vină, să vă influențeze, să vă deranjeze, ca să zic așa. Da? Cred că am Cred că toate aspectele pe care mi le-am propus. Da. Deci, dragi pești, o lună decembrie e foarte interesantă pentru voi. Se mai liniștesc capele. Bun, acestea au fost uh, previziunile astrologice pentru luna decembrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și nu uitați că dacă doriți să vedeți ce se întâmplă pentru fiecare zi în parte, dacă, mă uh, pentru fiecare zi vă zic, zile bune, zile mai puțin bune și la previziunile pentru fiecare săptămână discutăm despre fiecare zi în parte. Apoi discutăm despre dragoste, cei singuri ce aflați într-o relație, vedem cum stați cu banii, cu munca, vedem ce faceți în fiecare zi de Crăciun, ce faceți de Revelion, cum e atmosfera și ce va aduce bineînțeles solstițiul de iarnă. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o lună decembrie cât mai frumoasă și să aveți sărbători binecuvântate alături de cei dragi.